În cadrul ședinței Consiliului Local al orașului Strehaia a fost votat proiectul de hotărâre care prevede îndepărtarea arborilor identificați și marcați care reprezintă un pericol pentru siguranța cetățenilor. Având în vedere actualul context climatic în care natura își arată din ce în ce mai des forța, arborii vechi de zeci de ani pot provoca adevărate tragedii. În acest sens, conducerea primăriei Strehaia continuă îndepărtarea arborilor care reprezintă un pericol pentru cetățeni. Într-adevăr, astăzi a avut loc la Strehaia o ședință a Consiliului Local al orașului, unde pe ordinea de zi a fost supusă deliberării Consiliului și tăierea unor arbori comunitari. Într-adevăr, în Strehaia avem de câțiva ani un program în care încercăm să desființăm arborii care sunt cu risc ridicat de prăbușire și pentru anul acesta ne-am propus să desființăm 21 de arbori, o situație care trebuie abordată într-un mod foarte serios, trebuie neapărat scoasă din domeniul politicului, fiind o temă cu risc major pentru cetățeni și care trebuie de urgență rezolvat. Din păcate însă, orice faptă bună nu rămâne necriticată de opozanții politici, iar în cadrul ședinței de astăzi, acest proiect de prevenție a posibilelor evenimente neplăcute a fost transformat într-o luptă politică de către consilierii PNL, aceștia arătând încă o dată faptul că nu interesează binele și siguranța locuitorilor din Strehaia. Există foarte mulți arbori, nu numai în Strehaia, și în localitățile limitrofe. Nu s-a reușit până în momentul de față să se ajungă la tăierea lor. Sunt un pericol, mai ales schimbărilor meteo, care sunt în ultima perioadă, de care trebuie să ne legăm. Am și o experiență personală undeva în altă zonă, dar este o experiență personală nu foarte plăcută. Și da, este o necesitate la ora actuală pentru oraș, lucru pe care unii dintre colegii mei nu îl înțeleg și de fapt înțeleg altceva, că a face politică pe spatele oamenilor este ok. Eu spun că politica este despre oameni, nu pe spatele oamenilor. Ceea ce nu știu însă liberalii este faptul că siguranța cetățenilor trebuie să primeze în detrimentul disputelor politice, iar autoritățile locale au obligația să identifice periodic și să îndepărteze eventualele pericole. Consider că este necesară această acțiune conform legilor în vigoare. Ori de câte ori apar situații în care arborii pun în pericol integritatea cetățenilor, precum și a bunurilor materiale, primăria este obligată să ia măsuri pentru tăierea lor. Și sunt de acord cu măsurile care se vor lua de către primăria și Consiliul Local al orașului Strehaia. Cei 20 de arbori ce vor fi îndepărtați de pe domeniul public sunt un adevărat pericol pentru viața oamenilor, aceștia fiind poziționați în zone intens circulate de populația orașului și nu numai. Acești arbori periculoși se află în locuri populate, în locuri foarte importante pentru oameni, de exemplu, în apropierea liceului Matei Basarab, de asemenea în interiorul cimitirului. Acest proiect îndeplinește toate condițiile de mediu, iar arborii vor fi îndepărtați de firme autorizate în domeniu. Lucrez în cadrul Oculei Silvic Strehaia, în baza unei delegații primite de la șeful de Ocul. Am venit și am executat o punere în valoare la arborii cu pericol de prăbușire, cu vârsta exploatabilității atinsă, cu defecte vizibile din exterior și ascunse, aflați în zone care pun în pericol clădiri, rețele electrice, mașini. Cetățenii apreciază această inițiativă a conducerii primăriei Strehaia, având în vedere faptul că arborii sunt foarte bătrâni și în orice moment se pot prăbuși. Aceștia pot provoca pagube materiale însemnate sau chiar pierderi de vieți omenești. În Strehaia există tot mai mulți arbori cu risc de prăbușire, iar primăria dorește tăierea acestora pentru a evita eventualele probleme. Ce părere aveți? Domnișoare, nu contează părerea mea, contează starea de fapt. Numai târziu de câteva noapte, în București, au căzut arbori din ăștia care sunt vechi. Deci arbori care pot să fie atacați, să zic așa, mă exprimă, așa, putreziți sau câteva.
și la o rafală de vânt au căzut pe oameni, pe mașini, a făcut dezastru. Numai de partea de aseară, al noapte. Și ce să mai zic de domnul primar, care în marea lui preocupare și înțelepciune a anticipat asta, și vrea să elimine pericolul. Ce e rău în asta? Adică că vrei să elimini un pericol iminent. Înțelegeți? Să previi. Eu sunt de părere că e o măsură extrem de bună care se impune urgent. Nu să așteptăm să vină o furtună să ne omoare ca să ne dăm seama că copacii sunt un pericol. Un copac care pare în aparență pare viguros, sănătos, la o vigilie vine și sare în cap și omoară. Sunt foarte de acord că sunt mulți pomi bătrâni care aduc pericol. Că vorbim numai despre pomii cu pericol. Să nu înțeleagă lumea că zice că trebuie să taie toți pomii din Strehaia, că nu e așa. Dar avem foarte mulți pomi, că eu m-am născut în Strehaia și știu ce vorbesc, chiar dacă am fost plecată. Avem foarte mulți pomi în pericol care sunt în vârstă, sunt bătrâni și trebuie... Sunt uscăciuni, ce să mai trebuie uscate, trebuie tăiate. Ca să apărăm și să punem alții să răsară. Că asta este, asta e ideea, nu? Eu sunt de acord, sunt foarte de acord. Cine nu e de acord să stea să mai gândească că și în grădină la ei, dacă au pomi bătrâni, trebuie să-i taie. Pentru că-s pericol pentru casă, pentru orice. Da. E bine, evităm decât să așteptăm. Sunt de acord să-i tăiem pe ăștia care sunt bătrâni și să punem un puișor acolo. Șoferii de asemenea consideră de bun augur inițiativa primăriei de îndepărtare a arborilor, deoarece aceștia pot pica oricând pe mașinile lor. Nu știu cum, adică? Faci un accident, faci orice, se întâmplă orice. Nu se știe. Primăria a luat o inițiativă de a tăia acești arbori. Ce părere ai? Foarte bine. Sunt în pericol și asta trebuie executați, că știți cum este. Nu se poate te trezești că el pe mașină. Primarul Ioan Giura lansează o provocare către consilierii locali, îndemnându-i pe aceștia să planteze fiecare câte un arbore. În ultimii ani, în orașul Strehaia, sub conducerea actualului edil, au fost plantați peste 400 de arbori tineri, lucru ce dovedește interesul acordat luptei împotriva poluării mediului și a îmbunătățirii aerului din această zonă. În Strehaia, la nivelul orașului și a localităților componente, acest aspect al arborilor cu risc de prăbușire și al arborilor care trebuie desfințați pentru dezvoltarea unor obiective de investiții a fost abordat și în perioada ultimilor 4 ani au fost desfințați un număr de 58 de arbori. Pentru acest an s-au propus desfințarea încă 21 de arbori, însă acest lucru a fost compensat prin plantarea a 400 de arbori în ultimii ani și anul acesta ne-am propus ca pentru arborii desfințați, cei 21 de arbori, să plantăm până la sfârșitul anului un număr cel puțin dublu. I-aș invita pe colegii consilieri locali să vină alături de noi, să planteze fiecare cel puțin un arbor și atunci cu toții am fi mai credibili în vocea pe care o exprimăm de atâtea ori în apărarea interesului cetățeanului și a mediului comunității locale. În fiecare săptămână vedem cum furia naturii se dezlănțuie, lăsând în urma sa un adevărat prăpăd. Pagube materiale însemnate, dar și adevărate tragedii. Din păcate, consilierii liberali nu înțeleg însemnătatea acestui proiect pentru siguranța cetățenilor, un proiect care are toate avizele instituțiilor implicate și au decis să transforme totul într-o luptă politică fără substanță și doresc scandal cu orice preț.